Sperul să fie Domnul. Îngreșeamnă. Mulțumim să fie aduse de Dumnezeu, pentru că, iată și în această zi, câteva suflete ne-am adunat aici, în locul acesta binecuvântat de Dumnezeu și, așa după cum ne-am obișnuit, unul cu cântare, unul cu vorbire și toate spre slava numelui Lui Dumnezeu. Pentru că odată ce am cunoscut Cuvântul Lui Dumnezeu, deci suntem și obligați totodată, dar suntem și îndemnați de Duhul Lui Dumnezeu ca și noi mai departe să vestim acest lucru și să aducem mulțumire, în primul rând, pentru că aceasta este mai presus de orice. Pentru că avem deci mulțumire Dumnezeu pentru orice este în jurul nostru. Pentru soare, pentru ziua, pentru ploaie, pentru căldură, pentru sănătate. Deci toate acestea să aducem mulțumire Lui Dumnezeu, pentru că noi beneficiem de toate lucrurile acestea din belșug. Așa după cum am văzut în Evanghelia de astăzi, exact în două locuri, dar aceea pe care a citit-o de la Târguirile Părintei Iosif Trifa vorbea despre acest slăbănuc care din Capernaum, care a fost nevoie de patru care să-l aducă în fața Domnului. Am văzut că deci ceea ce aduce în fața lui Dumnezeu sunt prietenii lui, mai rar prieteni care să poată să contribuie la binefacerea semenului lor. Pentru că vedem că în zilele noastre cam fiecare pentru sine însuși, deci nu mai privim în lături. Deci ceea ce vedem și ne însușim noi înșine, pe când Cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă la altceva. Spune că mai întâi să căutăm foloasele cui altuia și apoi ale noastre. Ceea ce cam rămâne dorit în ziua de astăzi. Dar totuși nu ne oprim aici, pentru că odată cunoscut Cuvântul Lui Dumnezeu și văzând că Mântuitorul Hristos folosește un cuvânt care i-a determinat pe acei care erau în preajma Lui să cârtească, a fost că păcatele sunt iertate. Așa după cum spunea și Părintele Iosif Trifa, deci această boală pe care o avea acest om era din interiorul lui, interiorul ce era. Deci toate bolile acestea care sunt în oameni, deci sunt urmarea păcatului. Pentru că așa spune și Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci păcatul aduce moartea. Acum, poate să fie moartea fizică sau moartea spirituală, deci moartea cu sufletul. Deci. Ei, la acest om deci a avut ceva, Mântuitorul Hristos i-a spus lucrul acesta, păcatele sunt iertate, deci i-a făcut o dezlegare și după aceea spune, zice, ia spate și ridică-te, ca și la cel de 38 de ani de la lacul Betesda, când s-a făcut această minune, când n-avem cine să-l ducă, deci tot cam același mod s-a folosit. Ei, noi privim în lucrul ăsta în ansamblu, dar ceea ce vedem noi în Evanghelia de astăzi, m-a mișcat cel mai mult, pentru că oamenii aceștia nu numai că au mers cu El până în locul acela, dar au și îndrăznit. Deci îndrăzneala aceasta ca să te urci tu, să desfaci acoperișul și să aduci în fața Mântuitorului Hristos, deci presupune și un curaj, totuși, nu? Pentru că nu poți tu să te duci la casa unui om, să-i descoperi acoperișul și să-i spui, măi, lasă-mă să-ți aduc pe omul ăsta în fața ta. Dar totuși, aici este vorba și despre îndrăzneală, deci și de curaj și de dragostea pe care a avut-o acei patru față de semenul lor. Ceea ce la noi, păcate, zic eu că în zilele noastre mai rar se întâmplă lucrul acesta, pentru că, așa după cum spune Mântuitorul Hristos, că zice, când povestește acolo, când spune că vor zice celor de ar dreapta lor, de-a dreapta. Zice, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția lui Dumnezeu, că
am fost flămând, nu? Și mi-ați dat să mănânc. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță, m-ați vizitat. Am fost bolnă și m-ați cercetat. Deci toate lucrurile acestea, deci cui le faci, ce spune? Cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu, zice, este mai mare. În momentul în care tu, deci că spune că un pahar de apă, dacă dai numele unui ucenic, la trei, ucenic vei avea. Ei, lucruri mărunte, dar astea lucruri mărunte duc de multe ori în evidență, deci credința unui om. Pentru că credința ce este? Este încrederea aceea nezguduită în lucruri care nu se văd. Deci nădăjduim ceva pe care noi trebuie să o avem pentru ce? Pentru sufletele noastre, pentru că nu se mai trupuri. Că trupurile acestea sunt acele care pierd odată cu ce? Cu întrebuințarea lui. Deci orice lucru și fizic. Dar totuși, spune Sfântul Apostol Pavel, zice, nu știți voi că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Deci templul Duhului Sfânt locuiește în noi. Deci fiecare om, după parte, Dumnezeu l-a înzestrat și cu o părticică din Duhul lui Dumnezeu. Ei, Duhul acesta lui Dumnezeu cere și el partea lui. De ce spune cum trupul acesta are nevoie de hrană trupească ca să poată să meargă mai departe în viața de zi cu zi, așa și sufletul lui. Și în momentul când nu-i dai hrană spirituală, deci el moare. Și acum deosebirea care este deci, între un suflet sănătos și un bolnav se poate vedea după foamea care o are. Pentru că un om care este bolnav, mâncarea lui nu-i mai trebuie. Deci orice și smântână este amară, nu? Le face o așa, poate nici apă nu-i sete. Ei, dar un om care este sănătos, deci simte nevoia să mănânce, să bea apă și să trăiască mai departe. Ei, tot așa și un suflet. Un suflet bolnav, deci el nu are nevoie de cele trebuincioase, deci de hrană spirituală. Și atunci el trăiește așa, într-un mod, cumva, dus, divad, cum s-ar chema, mai bine zis. De aceea, noi ne adunăm în locul acesta, în Sfânta Biserică, și nu numai duminica la Sfânta Liturghie sau în sărbători, pentru că acolo este aducerea aminte, spune că, în momentul când se face să sărbășește Sfânta Liturghie, se aduce aminte de ceea ce s-a petrecut în vremea Mântuitorului Hristos, despre jertfa necurmată pe care el o aduce pe masa Sfântului Altar și cu care se împărtășesc toți cei credincioși care vin acolo și ia parte, așa cum se spune și la Eftenie, că zice, Doamne, binecuvintează pe cei binecredincioși. De multe ori chiar m-am uitat că când se spune cuvintele astea, parcă mă sfiesc și zic, Doamne, oare eu sunt binecredincios să cânt și eu lucrul acesta? Sau să cânt altfel, să zic, Doamne, miluiește-mă și pe mine păcătosul, adică să spun, Doamne, pe cei binecredincioși. Vor fi binecredincioși, dar eu nu sunt Doamne. Mă încred, mă văd eu pe mine însumi lucrul acesta. Pentru că un om binecredincios caută la adevăr toate ale lui Dumnezeu. Pentru că noi le mai căutăm și pe astea alte ale lumii acestea. Că sigur că trăim în momente că avem nevoie și de celelalte lucruri pe care ne însoțesc în viața de zi cu zi. Dar să dăm o parte mai mare și lui Dumnezeu. De aceea să ne aducem aminte de lucrurile acestea. Și aș vrea să dau citire din bucățica asta de Evanghelie pe care Mântuitorul Hristos a spus-o și astăzi. Și vorbește la Ioan aici, la Păstorul cel Bun, capitolul 10. Și zice că Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt oți, tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vine, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu dau viața pentru oile mele. Deci Mântuitorul Hristos și-o dat viața pentru oile lui, deci pentru creștini pe care el caută să urmeze
cale dreaptă și curată a învățăturii pe care El a lăsat-o pe pământul acesta și pe care noi trebuie să o luăm de bază. Pentru că în alt cineva, deci în alt loc, în alt mod de a ne mântui, nu avem cum decât veni la Mântuitorul Hristos. Cu ce? Cu păcatele noastre, cu fără de legile noastre pe care le-am avut sau le avem sau încă ne mai stăpânesc. Și El să rugăm să ne ajute. Pentru că la vremea respectivă, cei patru am văzut că spart acoperișul. Dar după plecarea Lui, ce a făcut Mântuitorul Hristos? A spus, mă duc să vă pregătesc un loc ca unde sunt eu, să fiți și voi, spune El ucenicilor. După care, ce spune mai departe? Zice, oricâte veți lega pe pământ, va fi dezlegate și în cer, spune la Sfinții Apostoli. Și atunci mai face ceva, spune, dacă vă veți ruga, orice veți cere de la Tatăl, zice, veți primi. Și atunci vedem noi în Faptele Apostolilor toate lucrurile acestea pe care Mântuitorul Hristos le face în lipsa Lui, deci numai cu Duhul Lui face mai departe. Pentru că vedem că prezența Lui era cu apostolii, că spune acolo că, zice, oamenii veneau, zice, așezau hainele, zice, ca măcar umbra apostolilor să treacă peste ele, să îmbrace pe cei care aveau boli și astfel se vindecau. Vedem câte minuni făcea Mântuitorul Hristos. Deci și numai nea prezența Lui, deci puterea pe care a lăsat-o El după aceea, deci făcea aceste lucruri și făgăduința pe care a lăsat-o El, noi o avem. De aceea noi nu suntem oameni care să nu înțelegem lucrul acesta, pentru că sunt mulți care spune ceea eu înțeleg sau văd gust ceea ce cunosc sau pipăi. Dar nu asta, credința nu constă în asta. Credința este, deci, încredințarea pe care El ne-a lăsat-o nouă. Și dacă vom crede cu adevărat că lucrurile acestea pe care El ne-a lăsat nouă ne putem însuși și ne putem lega cu adevărat sufletele și inimile noastre de ele, atunci vom birui. Dar fără aceste lucruri, deci suntem, așa cum spune acolo, zice, goi și dezbrăcați de orice putere. Pentru că nu credem. Credința este aceea care, deci, prima dată ne dă nouă putere. Ei, pe lângă credința aceasta, cum a spus fratele mai înainte, este ce? Nădejdea. Deci nădejdea care trebuie să o avem în Dumnezeu. Fără nădejde, deci, cum spunea și poetul, zice, cu nădejde fără muncă nu răsare grâul lungă, nu? Deci nu răsare, pentru că dă-i muncești, după aceea trebuie să ai răbdare, că dacă nu ai răbdare, pentru că ce se întâmplă acolo? El se produce un eveniment acolo, în interior. Deci eu seamăn, dar cine face să crească? Dumnezeu. El dă ploaie la timp, El răsare, El face toate. Pentru că sămânța aceea ce trebuie să facă? Trebuie să germineze acolo, să facă rod. Și acolo, de-abia de acolo iese. Când am văzut că spunea și pe vremea respectivă, erau și saduchei cei care nu credeau în înviere și spunea, zice, prea de tot lucrul acesta, adică omul să mai moară și să mai învie. Și atunci a venit Mântuitorul Hristos și spune, nebunul, zice. Chiar folosește cuvântul acesta, nebunul, zice. Ce semen tu nu ies din pământ? Dacă tu bagi omul din grâu în pământ, el până nu putrezește, nu germinează acolo, nu ies altă ființă nouă de acolo. Tot așa și voi, zice. Va trebui, ce trebuie să faceți? Să plecați în cele din care sunteți alcătuiți, adică din pământ, și apoi după aia spune că vor învia toți. Cum vor învia? Asta numai Dumnezeu știe. Noi, la mintea omenească, este ceva care nu se poate cuprinde. Dar în teologia lui Dumnezeu, în puterea Lui cea mare pe care a făcut-o El și o are, deci este ceva. Deci, pentru că noi ne spunem, am văzut la sărbători, Hristos a înviat. Răspune cu adevărat a înviat. Dar eu aș întreba, oare câți din creștinii care spun cuvintele acestea, chiar și cred lucrul acesta? Pentru că dacă nu crezi, este ce? Nimic. Deci zero. Pentru credința constă în lucrul acesta. După care mai vine ce? Dragostea. Care dragostea ce face? Acopere, spune că o sumedenie de păcate. Ce face dragostea? Deci într-o familie, dacă stăm să ne uităm, dacă cineva a greșit, celălalt dacă răspunde cu blândețe și cu dragoste, se acopere totul. Dacă celălalt care are dreptate, vine el cu dreptate înainte și nu aplică legea dragostei, înseamnă că s-a prins un foc și de acolo iese scânteile, nu? Care se întâmplă lucrul acesta, care se vede în lumea de astăzi.
De ce noi întotdeauna ne adunăm în locul acesta spre a ne sfătui, spre a ne învăța unii pe alții, spre a aduce lui mulțumiri lui Dumnezeu, asta să cerem primul rând, pentru că de la El primim tot ceea ce ne înconjoară. Deci vedem noi că și primăvara aceasta așa de minunată, cu atâtea verdeață, cu florile, cu toate câte sunt, belșugul de roade, după aceea peste vară și toamnă și mai departe. Deci toate le primim de la Dumnezeu din ce? Din dragostea Lui. Pentru că dacă ar fi după meritele noastre, ar trebui să ploaie cu foc. Pentru că pământul acesta vedem că este cuprins de foarte, foarte multă răutate. Nu mai ne uităm în politica asta care este, că mai zvâr ochii așa și mă mai uit în stânga și în dreapta, nu că m-ar interesa, pentru că nu chiar mă interesează, dar curiozitatea care o avem în noi. Și vedem că atâtea lucruri murdare ce se petrec și atâta învălmășeală și atâta minciună și atâta ură în primul rând. Pentru ce? Pentru niște lucruri pe care oamenii vor să le stăpânească aici pe pământ. Dar nu vedem noi că toate lucrurile acestea de pe pământul acesta sunt lăsate spre binele omului. Pentru că Dumnezeu a creat pământul acesta cu tot ceea ce ne înconjoară El. Deci cu verdeață, cu... avem tot ceea ce nu lipsește absolut nimic. Dar omul, prin ingeniozitatea lui și prin mintea lui care o are, deci el în loc să facă lucrurile, atomul de pildă, care îl pomenește și Iov, că spune că omul a descoperit atomul acum în secolul, în era noastră. Dar Iov spune lui, dacă citim în cartea lui Iov, vedem că era un atom. Deci el vorbea de atom de atunci. Ei, omul a descoperit mai târziu lucrul acesta. El, în loc să-l pui în slujba lui, să lucreze ceva concret, adică ceva ca să facă un lucru de bază, să ajute omenirea, s-a gândit repede să facă el ceva ca să explodeze, să facă distrugeri, să facă... Deci astea sunt niște lucruri pe care mintea omenească, cea bolnavă, care este condusă de Dumnezeu și condusă de diavol, deci asta face. Pentru că vedem că de la începuturi a fost lucrul acesta, că vrăjmașul diavolului ce face? El nu vrea ca omul să ajungă în locul acela care l-a pierdut acolo sus. Pentru că el este gelos, că vreau știi ce frumusețe sunt acolo, raiul cel sfânt. Și Dumnezeu a așezat așa de frumos toate acolo și pe pământ după aceea ca omul prin trecerea lui care o avem pe pământul ăsta de câteva zeci de ani, să putem și noi să facem ca o pregătire pentru a ajunge acolo sus. Păi cum putem noi să ne pregătim pentru acolo sus dacă nu ne place de aici, pe pământ? Fugim de biserică, fugim de împărtășanie, fugim de lucrurile duhovnicești și căutăm acele materiale. Și căutăm mai mult gunoaile în lumea acestea, pentru că trăim într-o lume care ne vedem că suntem amestecați. Deci nu suntem într-o orânduire, suntem într-o dezorânduire. Dumnezeu spune că este Dumnezeul orânduirii. Dacă este Dumnezeul orânduirii, ce ar trebui Dumnezeu să facă? Ce ar trebui să facem noi ca să fim în orânduire? Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Mai ascultă oamenii astăzi de Cuvântul lui Dumnezeu? Când numai cele 10 porunci ca să le împlinim, numai altele. Sau ce spune Mântuitorul, acele două care spune, zice, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toate simțele tale și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci ce am făcut? Am împlinit legea și proroci prin astea două. Ce spune? Acum pe Dumnezeu cum îl ajută? Cum îl putem noi cinsti? Să ne rugăm la El, să-i mulțumim Lui, da? Dar cu aproapele nostru ce am făcut? Când aproapele nostru simte nevoia să-L ajutăm, poate în necaz, în durere sau în suferință. Suntem alături de El sau trecem nepăsători pe lângă El și nu-L băgăm în seamă. Sau mai rău, îl ajutăm să-i mai dăm un șut, mai duc mai la fund. Deci sunt lucruri pe care noi, de multe ori, oamenii suntem cumva condamnați de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu suntem în asentimentul pe care Dumnezeu ne-l cere de la noi. De aceea, în Evanghelie și în astea lucruri pe care se citesc în fiecare duminică, deci ne aduce aminte de ceea ce trebuie să facem noi. Păi, lucrul acesta ar trebui să-l avem ca o pecete permanentă, așa cum spune psalmistul, zice, pune, Doamne, cuvântul Tău pe inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Amin. Slăviți să fie Domnul.